Bună seara, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă sesiune de Camellia Coffee, evident. Nu e luni cum eram noi obișnuiți, dar este bine venită întotdeauna, mai ales când vine cu gânduri frumoase, cu împărtășiri frumoase, cu lucruri bune care să ne ajute să ne fie mai ușor, cum zic eu, să ne fie mai ușor în viață. Dragii mei, numele meu este Camellia Tița, sunt prietena voastră, cum spun despre mine, demolator de credințe limitative, constructor de speranță, încredere și mai spun că sunt livrator de fericire. Și pe lângă acestea, voi știți că lucrez cu oamenii de foarte, foarte mult timp și îi ajut în calitate de psiholog, acum de profesor, 41 de ani cât am fost la catedră, și în alte calități, ca și consilier, ca și trainer, ca și speaker, ca și coach, îi ajut să treacă mai ușor prin viață, mai lin, cu mai puțină zbatere, zic eu așa. Dragii mei, avem o seară specială, să știți. Și de ce credeți că este specială? Pentru că vom vorbi despre un subiect fierbinte, să zicem, da? Adică foarte, foarte actual, foarte interesant, foarte important. Acest subiect are o implicare majoră în viața tuturor, în fiecare zi, pentru că de dimineața până seara trecem printr-o serie de schimbări, provocări, de încercări, de situații de tot felul, și dacă nu avem o atitudine potrivită, și o să vedem ce înseamnă o atitudine potrivită, putem să considerăm că suntem foarte stresați, să ne vedem victime, să ne văităm și cumva să amplificăm răul care oricum el este la cote într-un fel, dar riscăm să-l facem chiar și mai mare în viața noastră. Dragilor, deci vom vorbi în această seară despre stres, despre grijile cotidiene, despre efectele lor în viața noastră, și am spus că o să vă ofer o metodă terapeutică foarte simplă, foarte ușoară, tot ce e simplu, întotdeauna funcționează ceas, o să vedeți ce simplă și ce eficientă este în același timp, o metodă de eliberare a grijilor cotidiene și a stresului de care considerăm noi că suntem asaltați, da? Avem niște întrebări grozave, dragilor. Vreau să le mulțumesc prietenilor noștri care pun caimacul cafelei noastre, ca să zicem, și sunt cu noi întotdeauna și sunt foarte activi și văd că o parte din ei sunt aici cu noi și vreau să le mulțumesc și de această dată, așa cum o fac întotdeauna. Bun. Și pentru că suntem, dragilor, la o sesiune de Camellia Coffee, haideți să vedem ce avem noi aici, da? Și avem lumânarea de la Înviere, avem iconița cu Sfântul Nicolae de la Mira, Turcia, pe care în premieră v-am arătat-o data trecută, argintată, și are o valoare sentimentală pentru mine. Cănița, evident, cănița de Camellia Coffee. Am niște floricele pe care mi le-a dăruit Maria, a venit de curând la mine, Maria Bogdan, o prietenă de-a noastră, știe că îmi plac florile galbene. Este un aranjament de gerbera cu tufănele galbene. Și mai am aici o cărticică de care o să ne folosim în curând, da? La partea principală a sesiunii noastre, la reflecție. Dragilor, nu știu cum a fost săptămâna voastră. A mea a fost plină, știți voi, cu de toate. Și dacă săptămâna trecută vă povesteam ce am făcut eu prin Turcia pe acolo, și sper că au fost niște idei bune care v-au îndemnat la reflecție, cum le zic eu, gânduri cu tâlc, așa. În această seară o să vă spun despre lucruri mai banale, să le zicem, mai comune, așa. Noi ne-am întâlnit sâmbătă, știți că după aceea eu am fost la nuntă, am și pus pe Facebook acolo, după sesiune, după întâlnirea cu voi, am fost la nuntă. Și duminică dimineața am dat o fuguță așa la Govora. Și în drum spre Govora am trecut pe la mănăstirea Govora, unde am și făcut gândul cu tâlc.
Și sper că l-ați văzut, dragilor, că este un gând cu tâlc foarte frumos, foarte profund, despre credință. Și am participat acolo la Sfânta Liturghie și la slujba de dezlegări pe care Părintele Bogdan o săvârșește întotdeauna după Sfânta Liturghie. Și, dragilor, gândul acela cu tâlc mi-a fost inspirat, să știți, de predica Părintelui foarte frumoasă, care vorbea despre puterea credinței. Și voi știți cât cred eu în puterea credinței și o spun cu mâna pe inimă și o mărturisesc întotdeauna deschis și răspicat, că fără Dumnezeu suntem nimic, este probat de mine, verificat și nu numai de mine, dragilor, da? Vedeți, ne împresoară răul din toate părțile și ne creează, apropo de stres, da? Ne produce mare stres. Să știți că Dumnezeu cu mâna așa ne ia printr-o magie, da? Celor care credem, cumva ne ia stresul așa, într-un mod miraculos, prin iubirea Lui, prin grija Lui, prin modul cum ne rânduiește, da, viața, pentru că noi îi dăm voie să facă asta și nu numai că îi dăm voie, îi permitem, dar și rugăm, Doamne, te rog, intervino și fă tu lucrurile, cum știi tu că este cel mai bine. Dragilor, deci, acel gând cu tâlc a fost inspirat de predica aceea minunată în care părintele povestea despre un credincios care a mers la un părinte îmbunătățit și l-a întrebat ce ar putea să facă când el cade. Și părintele i-a spus, cade, știi ce înseamnă, da? Cade în greșeală, în deznădejde, cumva deviază de la drumul acesta în adevăr, în lumină, credință și speranță. Și părintele i-a spus, să te ridici. Și dacă voi cădea din nou, ce am să mă fac? Te vei ridica din nou. Și dacă cad din nou, te ridici din nou. Deci, viața, dragilor, stresul, apropo, pentru că este subiectul nostru fierbinte din această seară, este și despre a cădea. Și e în regulă, să știți. E în regulă. De ce e în regulă? Pentru că ar trebui să rămânem acolo jos, atât cât să învățăm lecția. Și apoi să ne scuturăm, să ne ridicăm, să mergem înainte, că doar ăsta este drumul, să știți, înainte, nu înapoi, caracu, și să învățăm, să aplicăm lecția aceea pe care ar fi trebuit să o învățăm cât ne-am odihnit acolo jos, să zicem. Da? Gândurile noastre cu tâlc au ajuns la 114 și astăzi, la gândul cu tâlc, tot despre stres am vorbit, pentru că să știți că am observat în ultimul timp în cabinet, vreau să vă spun că oamenii sunt din ce în ce mai stresați. Nu ne ajungea COVID-ul, pandemia, războiul, acum se vorbește pe toate canalele media și peste tot auzi despre recesiune, despre criză economică și așa. Și oamenii, cei care, știți bine, sunt ușor influențați de toate, de campania asta media care ne asaltează, aș putea să zic așa, se lasă influențați și vreau să vă spun că aceste informații care, credeți-mă, că numai Dumnezeu știe cum va fi. Dar sunt oameni care se erijează în prea cunoscători sau înainte văzători sau nu știu cum să le zic. Dar parcă le place să semene panică în lume, să îngrozească oamenii și să aducă în atenția noastră tot felul de lucruri negative. Eu stau și mă întreb de ce nu auzim și din cele bune. Voi auziți? Poate că nu ajung la mine, nu știu cum să zic eu, dar la mine nu ajung de cele bune. Și mă întrebam și eu așa, pentru că media este foarte, foarte importantă, da, în viața noastră, în viața oamenilor, și tocmai pentru că e atât de importantă, are un rol educativ important, informativ și ar trebui să fie obiectivă, independentă, ar trebui să urmărească binele oamenilor, să
ajute oamenii și atunci când este rău să nu amplifice răul, ci din contră să prezinte lucrurile într-un mod detașat, obiectiv și nu să amplifice cât se poate de dragul ratingului. Deci spuneam că gândurile cu tâlc au ajuns la 114. Să știți că marți am avut o sesiune specială în Clubul Femeilor Puternice despre voluntariat. Am avut și niște invitați speciali cărora le mulțumesc și pe această cale din partea Asociației Fiți Buni. Oameni care fac voluntariat, se dedică oamenilor și fac acest lucru la nivel înalt de ani buni, se dăruiesc celorlalți și o fac așa cum o fac și eu de vreo 15 ani, prin proiecte comunitare, educaționale, prin activități umanitare și altele. Să știți că tot ce este în folosul oamenilor, în folosul comunității, fără să fii plătit, se numește voluntariat. Chiar aceste sesiuni de Camelia Coffee, gândurile cu tâlc, da, sunt activități de voluntariat. Nu mă obligă nimeni să le fac, nu sunt plătită pentru asta, ci pur și simplu dau din mine și scriu, da, zic eu așa, ca și creion în mâna lui Dumnezeu, zic eu povești viață un pic mai îmbunătățite. Adică ajut oamenii să treacă prin viață mai ușor. Și din ce sunt eu și a binevoit Dumnezeu să-mi ofere, încerc să ofer și eu la rândul meu. Aceasta este comoara, să știți, pe care ne-o strângem pe pământ și vom trece cu aceasta dincolo, doar cu aceasta, nimic material. Deci vom trece dincolo cu faptele noastre, cu conștiința noastră, cu ceea ce pleacă de la noi și ca gând, ca intenție, să știți, nu numai ca faptă. Deci, cu cât gândurile noastre sunt mai luminoase, comoara noastră este mai valoroasă. Miercuri am fost invitată a lui Remus Iordache, știți, la emisiunea Rațional de la Euro Oltenia Info și am vorbit despre emoții. Astea toate pe lângă activitatea mea din cabinet, unde câțiva oameni pe zi îmi trec pragul. Mâine eu îl voi pomeni pe tata, care nu mai este printre noi de vreo 4 ani de zile și este și mare sărbătoare, voi știți, este sărbătoarea schimbarea la față, așa se numește, semnificația o găsiți, dragilor, da? Nu este tema noastră din această seară. Deci spuneam că constat așa cu destul de multă amărăciune că pe zi ce trece anxietatea crește, că fricile îmbracă forme tot mai diferite, mai variate, mai rafinate și efectele sunt mai ample, mai profunde, mai devastatoare la nivelul societății. Frica aceasta de recesiune mai nou, pentru că asta m-a îndemnat să țin această temă în această seară, pentru că am avut un adolescent acum 2 zile la cabinet care îmi spunea că este foarte trist că părinții lui fac socoteli, că ce se fac ei la iarnă, că vine recesiunea și n-or să aibă bani să plătească utilitățile, facturile. Și mă uitam la el, era un adolescent, da? E un adolescent și mă uitam la el cât de împovărat era de această grijă și cum se gândea așa cu îngrijorare și cum preluase de la părinții lui această povară, ca să zic, care nu era a lui și nici măcar, vreau să vă spun că vedeți aceste filme pe care noi ni le facem, da, scenarii negative cu privire la viitor, sunt doar niște scenarii. Sunt doar niște anticipări și ar fi bine să ne abținem de la a face asemenea scenarii sumbre, negative, ca să nu dăm putere răului să se amplifice. Adică eu îndemn la echilibru, îndemn la optimism, pozitivitate, pentru că numai în felul acesta putem să ne ajutăm. Da, eu știu, o să ziceți mulți dintre voi, cu coană tu ești ruptă de realitate, în ce lume trăiești? Nu sunt ruptă, să știți.
Dar în același timp, experiența mea de viață și profesională m-a învățat că numai cu o atitudine înțeleaptă pot să trec peste toate greutățile. Și indiferent ce va veni, doar cu o atitudine pozitivă putem, da, să depășim. Așa vom vedea soluțiile, așa ne vom focusa pe ce este de făcut, le vom și găsi soluțiile, pentru că nu ne folosește la nimic să ne văităm, să ne victimizăm și să ne stricăm viața în fiecare zi de dimineața până seara, că ce vom face la iarnă. Frici și griji are toată lumea, să știți, și acestea se amplifică pe măsura provocărilor noi care apar la orizont. De aceea este foarte important, dragilor, pentru situații nedorite, da? Deci când ne confruntăm cu asemenea campanii, ca să le zic așa, și crize de tot felul, și eu spuneam la un moment dat că toate crizele acestea care apar, indiferent că e vorba de pandemie, de război sau ce pericol iminent se mai zărește la orizont, de fapt toate sunt efecte și rezultate ale crizei de moralitate, care urlă această criză de moralitate pe toate drumurile. Și știți prin cine urlă? Prin noi, oamenii, care uităm să fim oameni, să știți. Îmi pare rău că spun, știți că eu sunt foarte pozitivă și încurajatoare, dar nici legată la ochi nu sunt, și ca să vedeți că totuși sunt destul de ancorată în realitate, prin clienții mei care vin și îmi spun zilnic cu ce se confruntă și cu ce este dincolo de pereții acestui cabinet și cum arată viața pentru fiecare dintre ei. Și din păcate nu arată deloc colorat, frumos, luminos pentru niciunul dintre ei, pentru că dacă ar arăta așa, n-ar veni la mine, da? Deci, dragilor, îndemn la echilibru. Vedeți, cu cât le gestionăm mai bine aceste lucruri, cu cât gândim mai sănătos și mai înțelept, da, putem, cum spuneam, să le depășim. Să trecem prin ele, să transcendem, să trecem la alt nivel, odată cu ele și noi, în dezvoltare, în conștiință, în înțelegere. Dar cu cât ne lăsăm manipulați, influențați și cădem, clacăm, dragilor, pe cine mai ajutăm atunci? Pentru că ajungem în rătăcire. Și nu puțini sunt oamenii rătăciți, cu mințile rătăcite. Da, efectiv, nu mai sunt în control absolut deloc. Ce credeți voi că face diferența între oamenii care au controlul și sunt, cum zic eu, la volanul vieții lor și știu direcția și știu ce au de făcut și pot să-și controleze gândurile, emoțiile, și între cei care clachează, se pierd pe drum și efectiv se pierd în rătăcire. Care credeți voi că este diferența? Atitudinea. Atitudinea în fața tuturor provocărilor. La recunoștință în această seară, eu vreau să fiu recunoscătoare pentru cuvânt, pentru darul meu de a aduce în atenția oamenilor aspecte ale vieții și firii noastre omenești și de a oferi soluții uneori când se pretează, de a oferi speranță, noi perspective de a trăi și mai ales de a oferi iubire. Pentru că, dragilor, iubirea este vindecătoare. Și dacă am ajuns în situația asta de a avem atâte multe crize, este pentru că nu avem iubire. Și mă refer la iubire divină, iubirea față de aproapele, de ceilalți, față de noi, partea dumnezeiască din noi, față de Dumnezeu. Deci, din cauza asta trecem prin atât de multe încercări. Tulburările și bolile cu care ne confruntăm, să știți că toate, dar toate, au rădăcina adânc înfiptă în lipsa de iubire și în egoul nostru. Da? În sentimentul și atitudinea de separare. Și cred că Petrețuțea zicea, dacă nu mă înșel,
că să ne mai golim puțin de ego, de ego, ca să mai facem loc și lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde este ego-ul foarte puternic și mare în noi, dar nu mai are loc Dumnezeu. Și frumoasă idee, și chiar am făcut un gând cu tâlc, pornind de la acest gând inspirat de Petrățuțea. La reflecție, dragilor, în această seară, o să vă citesc o poveste scurtă care se numește Copacul fermecat. Este din aceeași carte care mi-e foarte dragă și pentru care îi mulțumesc din nou lui Alex, care e foarte activ în sesiunile noastre și pune întrebări foarte bune. Trăia odată un dulgher care, la sfârșitul fiecarei zile, oricât de grea fusese aceasta, mângâia ramurile unui copac din curte înainte să intre în casă. Numai așa îi se descrețea fruntea. Când intra în casă, pălăvrăgea vesel cu soția și copiii, de parcă n-ar fi avut nicio grijă pe lumea asta. Un băiat din vecini, care fusese martor la ciudatul obicei, îl întrebă într-o bună zi ce face în grădină de reușește să intre așa de vesel în casă. Îi răspunde dulgherul nostru. Acela e copacul cu necazuri. De când mă știu, m-am lăsat frământat de tot felul de griji sau rost de nemulțumiri față de unul sau de altul. Știi cum e? Cum ieșeam pe stradă, mă supăram pe unul care nu se uita pe unde merge, sau pe vreun mușteriu mojic, sau care nu plătea la timp. Ori mi se rupea vreo unealtă și eram mereu țâfnos. Și acum, întrebă curios băiatul. Ei, și acum mă supăr ca tot omul, dar acum nu mai iau supărarea cu mine în casă. De ce să sufere copiii și soția mea? La sfârșitul zilei îmi agăți toate grijile și necazurile de ramurile copacului, iar dimineața le iau de acolo. Dar știi ceva? Băiatul făcu ochi mari cât cepele. Dimineața nu le mai găsesc pe toate, iar cele care rămân parcă s-au făcut mai mici peste noapte. Dragilor, această poveste pe mine m-a inspirat foarte tare, da, despre un om simplu care a găsit o metodă terapeutică, că așa este, da? Adică l-a ajutat pe el să treacă mai ușor, efectiv, intuitiv, instinctiv, inspirațional a găsit această metodă, prin care el își lasă grijile, stresul, necazul, supărările, țâfneala, cum spune el, bosuflarea și toate cele care îi se întâmplă negative de peste zi, îi le lasă copacului, da? Mângâie ramura copacului și efectiv, prin intenția lui, își lasă acolo, proiectează necazurile, supărarea și intră în casă vesel, cu zâmbetul pe buze, se joacă cu copiii și, zice el, ia necazurile din copacul cu necazuri a doua zi dimineața, dar ce să vezi, unele dispar de acolo peste noapte, altele se fac tot și tot mai mici. Vedeți cum un om simplu și-a găsit, ca să zicem așa, o metodă prin care a reușit să se echilibreze. Și acum, dragilor, inspirați fiind de această povestioară foarte drăguță, o să împărtășesc cu voi această metodă pe care probabil că o așteptați. Și evident că se numește cum? Copacul fermecat. Și acum, este un exercițiu de imagerie mentală, adică lucrează pe programare, să zicem, neurolingvistică. Efectiv, programăm creierul nostru într-un anumit fel prin
sugestionare, da? Ceea ce se întâmplă în jurul nostru toată ziua prin media, informațiile negative care ne sugestionează negativ. Eu acum o să vă învăț ceva și o să vă sugestionez pozitiv, da? Dacă vă dați voie să faceți acest lucru voi. Altfel nu voi reuși, da? Sunteți pregătiți? Sunteți curioși să aflați metoda copăcelului fermecat? Bun. Haideți să ne imaginăm, dragilor, că la ușa de la intrare în casă, deci în exterior, da, avem un cuier pom. Știți ce este acela un cuier pom? Da? Cuierul pom este un cuier care seamănă cu un copac, da? Deci stativul acela seamănă cu trunchiul copacului și efectiv are niște crengi, niște ramuri pe care se agață hainele, da? Și le punem acolo în cuierul pom. Înainte de intrarea în casă, imaginați-vă că atârnați în cuierul pom toate grijile, stările negative, frământările voastre de orice fel, conflictele pe care le-ați avut în acea zi, discuțiile și problemele de la serviciu sau din altă parte. Și cum putem să facem asta? Închizând ochii, efectiv, vedem mental cu ochii minții, da? Vedem cum ne detașăm, ne eliberăm și putem să vedem într-o fracțiune de secundă toate acele discuții, conflicte, supărări, gânduri, probleme, nu știu, să le vedem și să ne imaginăm că le atârnăm în cuierul pom. Așa cum dulgherul nostru, mângâind ramura de copac, își imagina cum imprimă copăcelului toate necazurile și își lăsa acolo tot amarul lui. Imaginați-vă că vă dezbrăcați de haina groasă, cernită, gri, poate chiar întunecată, de negativitate, da, că o dăm jos și că luați din cuierul pom un halat alb sau frumos colorat care are în buzunare iubire și zâmbet. Și îmbrăcați acest halat și intrați în casă cu zâmbetul pe buze și brațele deschise, pregătite să cuprindă pe cei dragi. Dragilor, e o metodă simplă. Doar ne imaginăm. Dar credeți-mă că ceea ce ne imaginăm construiește o realitate. O construiește în plan spiritual, energetic, în primă fază, ca după aceea să o construiască în plan real, fizic. Energia urmează intenția. În momentul în care eu îmi pun în intenție și îmi imaginez cum agăț, da, în cuierul pom, acele necazuri ale mele, da, puneți acolo îngrijorarea că n-aveți bani să plătiți facturile. Agățați acolo în cuierul pom conflictul cu colegul de la serviciu, conflictul cu șeful. Agățați acolo veștile negative pe care voi le-ați auzit în acea zi legate de criza economică, de una, de alta, ceea ce vă privește pe voi personal. Agățați acolo veștile negative pe care le primiți din partea familiei, că de multe ori ne sună cutăriță, așa, un vecin, o rudă, o bine intenționată, și ne dă niște vești negative într-un mod, ca să zicem așa, cum se pricepe. Hai să zicem așa, cum se pricepe. Haideți să punem, când intrăm în casă, să punem acolo în cuierul pom, cu intenția, toate acestea, să îmbrăcăm halatul acela luminos, colorat și să luăm din buzunarelele halatului zâmbetul și căldura iubirii și să intrăm în casă cu fața luminoasă, destinsă, eliberați
și să ne bucurăm de familia noastră, de cei dragi, de viață, dragilor. În momentul în care intri în casă supărat și dai cu toate de așa și vine copilul, tati, mami, să spun ceva, lasă-mă, bă, ce mie mi-arde de ăștia, ia vezi tu de treaba ta și de joaca ta acolo. Că bă, eu sunt supărat, am avut o ședință la serviciu și aia, parcă copilul știe de ale tale. Ei, în momentul în care tu faci așa, respingi copilul din cauza supărării, îți respingi soțul, soția, îți faci viața un iad. Tu ți-o faci, nu șeful, nu colegul de serviciu sau altcineva, tu prin atitudinea nepotrivită. În momentul în care, la nivel de intenție, mă debarasez, da? Mă debarasez de acea energie care mă încarcă, de frustrări, de supărări, de amărăciune, de durere, de tot felul de clișee și întrebări care mă chinuie. Dar la nivelul ăsta îmi dau voie să mă eliberez, să mă simt eliberat, să mă simt bine și din această energie să fiu acolo cu familia mea și să acord atenție părții din mine cea mai importantă, care are nevoie de echilibru. Deci asta este familia, să știți, indiferent cât de suspuși am fi la serviciu, ce funcții, ce roluri, ce, nu știu, cât de băgați în seamă ați fi, da? Dacă acasă nu ai liniște, echilibru și nu este familia unită acolo și să fie înțelegere, respect și iubire, degeaba ai la serviciu nu știu ce recunoaștere, da? Pentru că este temporar. Deci, stabilitatea în viață, echilibru, ne-l dă familia, dragilor. Și atunci pierdem din vedere acest lucru și ne stricăm echilibru, da? Fundația vieții, venim în familie și proiectăm mizeria din afară. Bun, vă îndemn să încercați această metodă, să o practicați și să vedeți ce se întâmplă și să-mi scrieți și mie, să mă țineți la curent, da? Cu evoluția. Dacă funcționează pentru voi, dacă nu funcționează, dar înainte de a vă grăbi să-mi scrieți că nu funcționează, vă rog să o aplicați, da? Și nu numai o zi, încercați săptămâna asta să o aplicați zi de zi, să vedeți ce se întâmplă, da? Și cum funcționează. Bun. Și acum, dragilor, o să trecem la întrebări și o să le iau în ordine cum au venit către mine. Prima întrebare este de la Elena Matei. Elena, cred că ești... A, da, ea ești cu noi. Și ea zice așa. Se spune că stresul este maladia acestui secol, că ne facem griji pentru orice, iar societatea contemporană ne împinge spre aceasta, stă în forța unora dintre noi să trăiască minimalist, viața este doar una, nu le putem face pe toate și nu putem avea tot. Așadar, putem să înlocuim stresul și grijile cu traiul minimalist? Da, bună întrebare! Vreau să definesc ce este stresul, da? Vreau să clarific acest lucru. Sunt profesor, ce să fac, da? Trebuie să clarificăm noțiunile, conceptele cu care lucrăm. Stresul este atitudinea, perspectiva noastră asupra unei situații, da? Percepția mea, modul cum văd eu o situație și nu situația în sine, ceea ce se întâmplă, ci modul cum eu o percep, cum o simt din papucii mei, cum mă raportez eu la această situație. Pot alege, și mare atenție ce spun acum, pot alege să am o perspectivă pozitivă și să-mi spun, da, că o să văd eu atunci, la momentul respectiv, n-are rost să fac filme și povești și scenarii și romane cu luni înainte, da, decât să-mi fac o mie și una de filme în cap, negative, evident, și să nu dorm o mie și una de nopți. Da? Deci, putem, da, Elena, putem. Și ar fi ideal să adoptăm un stil de viață minimalist, dar nu o facem. Și nu o facem. Și știți de ce nu o facem? Când avem de ales, nu o facem. O facem când nu avem de ales,
adică suntem nevoiți să trăim minimalist cu puțin și să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem. Când avem de ales și dispunem de resurse și posibilități de a trăi în abundență, materială, evident, este greu să alegi minimul, da? Pentru că subconștientul nostru vrea și trupul, evident, subconștientul, trupul, corpul fizic, vrea plăceri, vrea răsfăț. Și cu cât avem mai mult material, ca să știți, ne bucurăm mai puțin. Pentru că cumva materialul și spiritualul trebuie să meargă mână în mână. Putem să avem material mult, da, resurse, să trăim în abundență, dar dacă n-avem credință, n-avem pe Dumnezeu, n-avem ancoră, echilibru, nu vom fi fericiți. Da? Deci, despre asta este traiul minimalist. Ar fi ideal, dar eu, ca să fie o alegere, tu ar trebui, noi, oricare dintre noi, să avem posibilitatea să alegem între a trăi în abundență și a avea toate nebuniile de pe lumea asta și între un trai minimalist. Sunt persoane, și acum îmi vine în minte, da, care au plecat din civilizație, din miezul societății și au renunțat la abundență și s-au retras și trăiesc minimalist. Da, deci sunt persoane care reușesc. Dar au vrut să se izoleze, să scape de tehnologie, să-și crească copiii în curățenie, curățenie fizică, sufletească, trupească, să-i hrănească sănătos, să nu-i lase să fie atinși, contaminați și viciați de microbul acesta, care e mai periculos decât COVID-ul, să știți, microbul acesta al dezumanizării. Și atunci, deci sunt oameni bogați, bogați, care au renunțat să trăiască la un nivel, mă rog, aveau afaceri, bani, să se retragă, da, și să trăiască minimalist, cum spui tu, Elena. Dar e o opțiune, cum să zic, e o alegere, întotdeauna alegem, dar este o opțiune pe care puțini oameni o aleg, da? Această variantă. Tocmai din acest motiv. Cum spuneam, pentru că subconștientul nostru, firea noastră omenească, corpul fizic, îi place să fie răsfățat și foarte mult contează valorile omului. Deci dacă omul pune pe primul loc, ca să zicem, curățenia aceasta, puritatea minții, puritatea sufletului, integritatea, adevărul, sigur că poate să aleagă acea variantă. E vorba despre valori aici, despre credințele noastre, despre ceea ce contează cel mai mult pentru noi. Următoarea întrebare este de la Alex Chițu, care întreabă așa. Sunt ochii oglinda sufletului? Ce poți afla uitându-te în ochii cuiva? Bună întrebare și tot auzim noi asta, da? Că ochii sunt oglinda sufletului. Și de ce sunt? Că sunt. De ce? De ce se numesc oglinda sufletului? Pentru că prin ochi, efectiv, sufletul nostru este vizibil. Cu drag, Elena. Și ochii nu ne trădează. Doar cu antrenamente serioase, să știți, putem minți și să nu ne trădăm. Deci antrenamente și se fac, da, de către categorii profesionale, să zicem, specializate, spioni și, mă rog, care lucrează în domenii din acestea mai delicate, ca să nu se trădeze prin ochi. Dar altfel, noi muritorii de rând, sigur că da, ochii sunt ferestrele sufletului. Și de ce? Vedeți, conștiința noastră, cea care reglează comportamentele noastre,
Da? Deci conștiința noastră dă măsura, ca să zicem, adevărului. Dă măsura a ceea ce suntem noi. Deci conștiința, fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi avem o conștiință care știe adevărul și când călcăm pe bec. Da? Deci avem conștiința adevărului divin. Când încălcăm acest adevăr prin minciună, trădare sau orice fel de rău, noi știm. Și atunci suntem în conflict interior, așa se numește, conflict care se resimte la nivelul corpului. Și spunem noi atunci că corpul nostru somatizează, simte, da, în corp niște efecte, de exemplu, puls accelerat, mă bâlbâi când vorbesc, da, când mint, nu pot să fiu coerent, să vorbesc cursiv, încep să mă bâlbâi, da, nu sunt coerent, încep să-mi agit mâinile, să transpir, să am o postură ofensivă, da, evit privirea directă, șovăiala din ton, deci sunt efecte, simptome, să le zicem, ale minciunii, ale trădării, mă rog, că nu spunem adevărul. Un om care minte nu te privește în ochi și nu îți susține privirea, se ferește, da? Și îmi vine acum în minte un exemplu pe care cred că l-am mai dat cu o situație, un caz de la cabinet, un copil care a asistat la o crimă odioasă, teribilă, tatăl lui și-a omorât soția în fața copilului, să știți, și copilul a asistat la asta. Deci, tatăl și-a ciopărțit soția pe mama copilului în fața copilului. Vă imaginați că în această situație copilul a trăit o traumă extraordinară, a fost în stare de șoc, n-a vrut să mai știe de taică-său, taică-său ulterior a plecat din țară să lucreze în străinătate, lucra ca șofer, copilul a rămas în grija bunicilor materni, nu vroia să știe de taică-său, în fine, bunicii nu știau cum să se mai comporte cu el și au ajuns cu copilul la mine și el s-a așezat pe canapea și a tăcut și s-a uitat în ochii mei. Și s-a uitat îndelung, da? A fixat și a pironit, cum am spune noi, privirea, ochii, așa în ochii mei și simțeam așa cum mă sfredelește pe dinăuntru, așa. Și mi-am dat seama că mă citește. Efectiv, asta făcea, da? Mă citea intuitiv. Și m-a privit îndelung, nu a scos o vorbă, nici eu, i-am respectat tăcerea și i-am susținut privirea. Evident, cu multă căldură și dragoste. Pentru că atunci când am auzit ce i s-a întâmplat, vă dați seama, n-aș fi putut altfel. Și după ce m-a privit câtva timp, am văzut că și-a lăsat privirea la un moment dat și l-am întrebat, ce ai văzut? Și a zis, am văzut că sunteți om bun. Și atunci a început ușor, ușor să povestească ce s-a întâmplat, să povestească, să dea drumul furiei și urii pe care o simțea față de tatăl lui care făcuse așa ceva. Și tatăl tot încerca, da, cum să vă zic, așa cum procedăm noi cu copiii, știți, să-l mituiască, bine să zic, să-l momească, să-i facă cadouri, să, așa tot ca să-l împece și să-l atragă de partea lui, evident că n-a fost chip și nici nu. Copilul ăsta e marcat pe viață. Deci acest copil e marcat pe viață. Indiferent ce i-ar face acest tată, el nu mai există pentru copil, da? Pentru că el nu poate uita ce s-a întâmplat, la ce a asistat. Vă dădeam acest exemplu că cu privirea, doar cu privirea, cu ajutorul prin ochi, prin ferestrele sufletului, el a putut să citească interiorul meu și l-a citit intuitiv, așa cum, da, cu inocența, cu puritatea pe care o are un copil și a tras niște concluzii. Deci, într-adevăr,
ochii nu ne trădează. Cum spuneam, numai prin antrenamente serioase și cu această intenție de a ascunde și de a nu ne lăsa trădați, da? De a nu ne lăsa să fim citiți pe dinăuntru. Numai așa se poate, ca să zic, așa să... Altfel nu. Și citeam chiar un material înainte de a intra noi în sesiune despre ochii verzi, care, mă rog, sunt mai rari și care și oamenii care au ochii verzi sunt oameni mai misterioși, profunzi, calmi, dar care au așa o aură misterioasă și viclen scria la un moment dat acolo și eu auzisem chestia asta, o aveam în minte că ochii verzi niciodată să nu-i cresc. Vedeți, s-au făcut de-a lungul timpului tot felul de asocieri, da, între culoarea ochilor, modul cum arată ochii și voi știți că din punct de vedere psihologic, toată fizionomia cum arată un om practic vorbește despre ce este el, da? Despre interiorul lui. Deci arătăm în afară conform a ceea ce suntem pe dinăuntru. Are legătură foarte puternică modul cum arătăm și chiar și pielea și poate o să vorbim o dată, chiar și ridurile, da? Ridurile de expresie, ridurile care se instalează an după an, poate vorbesc despre harta vieții omului respectiv. Bun. Alex, nu știu dacă ți-am răspuns bine, dacă mai sunt nuanțe, te rog să mă mai întrebi. A treia întrebare este de la Octavian și el zice așa, n-avem puterea să controlăm toate evenimentele din viața noastră, dar putem învăța cum să le facem față. Și totuși, stresul poate fi privit și ca o stare benefică, ce ne pune în alertă, ne ajută să luăm decizii și să acționăm corespunzător. Cum te se transformă un lucru pozitiv într-o pacoste pentru minte și trup? Fără stres, viața nu ar putea exista? Care este părerea dumneavoastră despre eustres și distres? Bun! O întrebare mai tehnică, să zicem. Deja, Octavian, aici intrăm în... Trebuie să intrăm în niște detalii, așa, și o să intrăm ca să înțeleagă prietenii noștri despre ce este vorba. Eustresul, numit așa, da, este stresul bun. Este stresul bun pe care putem să-l simțim cu toții când suntem în schimbare. Deci este un efect, un rezultat al evoluției, al acțiunii și este de bine. Și Hans Sales spunea, metaforic evident, stresul e condimentul vieții, absența stresului înseamnă moarte. Stresul legat de condițiile pe care le trăim, da, în mod rezonabil, pe termen scurt, preocupați fiind de cum să trecem mai bine peste unele momente, este bun. Haideți să ne gândim acum la un eveniment în familie, că așteptarea unui copil, plecarea în concediu, o călătorie în necunoscut, examene, interviuri, schimbarea unui job, a locuinței, a stării civile. Deci sunt lucruri care se întâmplă, evenimente de viață, care vin la pachet cu disconfort, am zice, da? Ei, acesta ar fi stresul bun, pentru că e o vorbă care zice că de frica bălții nu mai mănânci pește, da? Dacă ești foarte stresat că trebuie să te însori, nu te mai însori, nu? Sau dacă te stresează foarte tare ideea unui copil, nu mai faci copii, nu? Cam așa. Deci, trebuie să ne asumăm. Sunt momente în viață, etape, lucruri pe care trebuie să le facem, dacă ni le dorim, evident că nu ne obligă nimeni și putem să simțim stresul sau disconfortul, să zicem așa, preocupările, grijile în legătură cu acele evenimente. Ei, acesta este, să zicem, stresul bun, dar mai este și un stres rău,
sau cronic, pentru că celălalt a fost acut, da? Adică este de intensitate medie sau mare, dar este pe termen scurt, atâta cât durează evenimentul. Pe când stresul acesta cronic sau distresul sau stresul negativ, cel rău, se instalează pe termen îndelungat, produce efecte negative grave, prelungite, duce la anxietate și depresie și nu ne ajută cu nimic. Când eu mă frământ ce a zis cu tare, da, și intru într-un blocaj interior în mintea mea, în suflet, sau pe baza unui conflict sau a lipsurilor, da, cum dădeam exemplu adolescentului care era necăjit că părinții au intrat la griji că nu pot plăti facturile la iarnă. Sau frustrările personale, gândurile negative. Ce se întâmplă? Vedeți, în loc să mă focusez pe soluții, mă focusez de fapt, îmi duc energia și hrănesc răul și mi-o duc într-o direcție negativă, pe gândurile negative, de victimizare, mă compătimesc, mă vaiți, săracul de mine, ce o să mă fac, nu am aia, ce va fi, cum mă voi descurca. Ăștia zic că o să se scumpească gazul, că vine recesiunea, ce mă fac. Deci am dat un exemplu concret, da? Ei, în loc să mă gândesc așa, da, la situația asta, să mă vait, și să nu mai dorm și să-mi fac tot felul de scenarii negative, ce pot să fac? Deci tot eu pot să fac asta, că e alegerea mea. Să percep tot ceea ce se întâmplă, ca pe lucruri care se întâmplă, ca pe provocări, da? Și nu ca pe amenințări care îmi pun viața în pericol. Contează ceea ce ne spunem noi nouă. E firesc. Se întâmplă unele lucruri și se întâmplă multe, da? Teoretic se poate întâmpla orice. Deci, îmi spun așa, e firesc, se întâmplă, nu pot evolua fără să răspund provocărilor din care o să învăț lucruri noi. Schimbările la care suntem supuși în fiecare zi necesită flexibilitate, adaptare continuă, care începe din minte, cu gândurile. În momentul în care eu îmi propun să mă adaptez, o să depășesc și asta, o să trec și peste asta, Doamne, luminează mintea, am încredere în tine că voi găsi soluțiile potrivite ca să facem față și acestei noi provocări. E o provocare, nu e o amenințare. Nu iau subversiv, nimeni nu vrea să mă omoare, să mă distrugă, să mă... Deci nu iau așa personal, da? Să mă simt atacat, amenințat, să mă... Nu iau așa, ci încerc să găsesc soluții pentru că este o situație temporară. Nici pe asta, da? Nu anticipez și nu fac eu tot felul de filme în cap. O să văd la momentul respectiv cum o să o gestionez. Deci, contează mult ce ne spunem noi nouă. Și acum, vedeți, îmi vine în minte chiar exemplul meu când am început eu aceste sesiuni de Camelia Coffee, sesiunile online, toată nebunia asta, da? În pandemie atunci când eram închiși în casă, veneau către mine tot felul de semnale și aveam așa un sentiment de frustrare, de neputință. Mă sunau, Doamna, mi-e rău, ia uitați ce să fac, așa. Și atunci am zis, n-am putut să stau așa. Și cu tot stresul, și a fost un stres mare, și voi știți, da, ce, prin ce am trecut, că am mărturisit treaba asta, cu tot stresul m-am pus pe treabă și am învățat să țin sesiunile acestea online și consilieri și toate nebuniile pe care le fac acum, care au venit cu mare stres, să știți. Și nu e ușor nici acum, adică fiecare sesiune presupune pregătire prealabilă, presupune un timp să te dedici, uite acum, apropo, curg apele după mine, ca să știți, așa. Deci e un stres și acesta, da? Dar e un stres bun,
E un stres bun. Pentru că nu mă obligă nimeni. Eu mă bucur să fac asta și mă bucur de asta. Mi-ar plăcea să fim mulți, să folosiți aceste lucruri pe care le auziți aici, să le aplicați, să vedeți cum funcționează și să vă ajute. Asta mi-ar plăcea foarte tare. Deci, ia gândiți-vă la vorbitul în public. Și mi-aduc aminte de mine în primul an când am fost... M-am înscris în cursa pentru Stage Time, da? La evenimentul de certificare internațională și am intrat în cursa aceea pentru să fiu selectată de a ține speech pe scenă. A fost cumplit de greu. Stres mare rău de tot. Nu vă imaginați, deci noapte de noapte visam când, mi-amintesc când eram acolo pe scenă, cât stres. Sute de oameni să fie cu ochii pe tine, reflectoarele pe tine, mentorii, profesorii, personalități din lumea întreagă, din America, din să fie cu ochii pe tine. Un stres extraordinar de mare, dar un stres bun, din care, din tot procesul acela, am învățat să-mi gestionez emoțiile, am învățat, dar multe lucruri tehnice, aș putea să zic, de public speaking. În al doilea an a fost și atunci, știți că 2 ani la rând am fost selectată, a fost și atunci un stres, dar n-a mai fost ca în primul an. Deja în al treilea an a fost mult mai simplu. Deci, dragilor, este un stres bun, eu stresul acesta, da, care vine la pachet cu învățare, cu evoluție, cu dezvoltare, cu lucruri frumoase, și distresul care ne poate duce la anxietate, depresie, la tot felul de tulburări mentale și așa, este stresul cel rău, ca să-i zicem, da? Care se prelungește, se generalizează la un moment dat, ai o frică, nici n-ai putea să o denumești de ce anume, e o frică generalizată. Care ar fi soluțiile? Pentru că am vorbit până aici despre da, categorisirea, pentru că așa a fost întrebarea. Care ar fi soluțiile? Ia gândiți-vă, dacă noi am anticipat când ne confruntăm cu stresul, și eu făceam asta, deci ca să pot să merg cu pregătirea mea de speaker în curs aceea înainte, eu anticipam rezultatele finale. Mă vedeam pe scenă, la final, mă vedeam aplaudată, mă vedeam felicitată, vedeam beneficiile după aceea, satisfacția mea, bucuria și toate lucrurile acestea ofereau adrenalină, serotonină, da? Și puteam să merg mai departe. Deci, o soluție ar fi să vizualizăm, să anticipăm rezultatele pozitive, da? Ale acțiunilor noastre, să vedem satisfacția, cum ne va ajuta acel proces, acel proces de evoluție, da? Interviu, acel examen, acea susținere de lucrare, de exemplu, sau, mă rog, toate care sunt cu stres din acesta bun. Și să văd lucrurile acestea, să le anticipez, să mă bucur, să simt satisfacția, să simt bucuria și voi trece de la distres la eustres, da? Deci îl voi transforma din stres rău în stres bun. Autocunoașterea, dragilor, este o altă soluție. Cu cât mă cunosc mai bine pe mine, mă înțeleg mai bine pe mine firea, nevoile mele, valorile mele, voi da un sens nou vieții mele. Și voi trăi mai conștient, lucrând cu mine. Ce se întâmplă atunci? Stresul meu, pe care îl voi transforma zilnic în realități, în realizări, da? Deci, efectiv, dau o altă valoare stresului. Dau o valoare pozitivă și transform stresul în realizări. Vedeți? Să știți că realizări nu poți să ai fără stres. Și la ăsta se referea și Octavian, da? Ei, dar grijile inutile, care s-ar putea să nu aibă niciun suport real, da? Despre acesta nu putem să spunem că ne ajută. Soluția este să ne gândim la soluții. Deci să ne gândim
cum să facem față acelei situații, cum să ne pregătim, pentru că, apropo, să știți că stresul este accentuat și de faptul că ne simțim nepregătiți în anumite situații, de exemplu la examene. Elevii care sunt nepregătiți, să știți că au un stres foarte, foarte mare, amplificat, da, emoțiile acelea sunt amplificate de faptul că ei se știu nepregătiți. Și vă mai învăț ceva. Mă protejez mental, emoțional, nu mă las influențat de veștile negative, nu le ascult și mă întreb așa, dar dacă nu e așa? Dar dacă nu e așa? Când către mine vine o veste că va fi, că e așa, că e așa, că e așa, că nu știu câți crescuse la un moment dat, da, numărul oamenilor cu COVID, iarăși. Dar dacă nu e așa? Strecor îndoiala. Deci îmi pun această întrebare magică. Dar dacă nu e așa? Exemplu, da? Haideți să vă mai dau un exemplu. Îmi făceam manicura și la un moment dat a început să sune telefonul pe RoAlert. Știți că este o aplicație care are rolul de a ne informa, da? Și da alarme. Unele sunt false. V-ați prins că sunt false, da? Se fac diverse simulări, dar chiar așa și când sunt pe bune, ele tot nu se... De exemplu, acea alarmă ne anunța că nu știu ce cod de vijelie va fi. Nu s-a întâmplat nicio vijelie, nici în ziua aia, nici a doua zi. Deci, dar credeți-mă că oameni slabi de îngeri, care și așa sunt, cum să zic, anxioși de felul lor, vă spun că fac tragedie din asta, nu mai dorm, fac tot felul de scenarii. Deci sunt afectați foarte serios de asemenea alarme false. Da, asta e cu stresul și cu întrebarea ta, Octavian. Bun, și mai am o întrebare de la Elena Dana, așa este ea pe Facebook, care zice, ne întreabă așa, cum putem convinge, cu ghilimele, femeile să aibă sau măcar să încerce să aibă o stimă de sine mai crescută? Bună, bună întrebare, care mă preocupă și pe mine, să știi, Dana, în egală măsură și să spun de ce. În primul rând, nu le putem convinge noi și de aceea ai pus tu ghilimele. Nu le putem convinge noi. Trebuie să se convingă singure că au nevoie, da? Și au nevoie de schimbare și să lucreze cu ele. Atunci când vor conștientiza suficient de mult că imaginea lor de sine, modul cum se văd și acționează din această imagine de sine, influențează pe cei dragi, în special pe copiii lor, atunci se mai lasă convinse, ca să zicem, da? Se mai conving că trebuie să schimbe perspectiva, percepția și acceptă să facă câte ceva în acest sens. Și acum îmi vine în minte un exemplu, am aici la cabinetul o adolescentă care se pregătește să dea din nou bacul și vorbeam cu ea despre atitudinea părinților care nu este foarte potrivită așa cu situația prin care trece întreaga familie și mama însăși s-a confruntat în copilărie cu niște dificultăți, cu diferite traume peste care ea crede că a trecut, dar tocmai pentru că nu a trecut, acestea produc efecte acum în relație cu fiica ei și nu-și dă seama, nu-și dă seama că o rănește foarte mult, fără să-și dea seama, da, și nu cu intenția de a o răni, și o rănește tocmai din aceste răni ale ei, da? În momentul în care femeii îi spui, da, unei doamne că ar fi bine pentru ea, pentru sănătatea ei, să lucreze cu sine și să își vindece sufletul, viața, ulterior va avea altfel de rezultate, va face lucrurile diferite, va fi mai bine. Nu o convingi. Știți ce funcționează cel mai bine? Pe o mamă o convingi când îi spui că copilul va prelua acea energie și că tot ce face ea ca mamă face din acea energie și va afecta copilul.
Și am avut o situație când o doamnă cu o problemă așa, nu era deloc convinsă să renunțe la o convingere care efectiv activa în ea comportamente compulsive. Știți cum s-a convins în momentul în care fiica ei adolescentă i-a pus în față adevărul pe care ea îl susținea? Și a repetat același lucru în care ea credea fals. Da? Și atunci a îngrozit-o chestia asta. Și a zis, doamna, când am auzit-o pe fata mea că spune chestia asta, am zis stop, până aici. Pentru ea sunt datoare să îmi vindec sufletul, trecutul. Deci dacă nu ne vindecăm trecutul, nu avem viitor. Și nici copiii noștri. Și femeile nu sunt conștiente de asta. Și de aceea, și știți, voi știți că proiectul meu de suflet este Clubul Femeilor Puternice, prin care eu asta urmăresc, conștientizarea femeilor de a lucra cu sine, de a intra într-un proces de autocunoaștere, de evoluție, de dezvoltare personală, din care nu numai ea însăși, da, să aibă de câștigat vindecându-și traumele, trecutul, copilăria, rănile sufletești, ci toți cei dragi ei, copiii ei să nu aibă de suferit. Să știți că o mamă suferindă, o mamă care nu poate uita niște lucruri din trecut, este foarte frustrată, impulsivă, devine agresivă, de multe ori nu se înțelege ea pe sine, nu înțelege de ce reacționează exagerat de multe ori, da, în relație cu copiii, cu soțul. Ei, de acolo, pentru care răni, traume nevindecate. De aceea este foarte, foarte important femeile să înțeleagă să lucreze cu sine. Și, uite, mi-am notat aici, mai îmi vine acum un exemplu în minte al unei doamne, tot de la cabinet aici, care avea o problemă cu imaginea de sine, că nu merită, da? Gândea că ea nu merită, nu e suficient de bună, avea 4 copii, de ea nu avea deloc grijă și îmi spunea că soțul o trimitea la cumpărături să-și mai cumpere și ea câte ceva de îmbrăcat pentru ea, pentru că era foarte neglijentă. Inclusiv la acest aspect, la cabinet, soțul a adus-o. Și ce credeți că făcea? Ea își lua copiii cu ea și în loc să-și cumpere pentru ea, le cumpăra tot copiilor. Și copiii aveau mai mult decât era necesar, dar ea nu-și cumpăra pentru ea. Să știți că aceste lucruri ne mințim dacă spunem că le facem din dragoste pentru copii, deci e o păcăleală aici, să știți. Nu e așa. Deci face acest lucru pentru că nu-și acordă importanță. Dintr-o stimă de sine foarte scăzută, dintr-o imagine de sine foarte precară, da? Din cauza aceasta ajung femeile să se neglijeze. Sau se duc la extrema cealaltă, da? Și recurg la tot felul de gesturi, operații din acestea estetice și aici este aceeași discuție. Nu au încredere în sine, da, sunt nemulțumite de cum arată și aleg acele variante. Deci fiecare se duce în direcția, nu știu, conform valorilor, să zicem. Dragilor, acestea au fost întrebările noastre. Să ne fie de folos tot ce am vorbit în această seară. Felicitări celor care sunteți aici, celor care puneți întrebări și sunteți activi, interesați de cum putem trăi mai conștient. Vă mulțumesc tuturor și toate sesiunile de Camelia Coffee și Gândurile cu Tâlc le găsiți pe YouTube. Să ne întâlnim cu bine, dragilor, la sesiunea 142. O seară minunată, o săptămână fantastică, să fim sănătoși și să ne fie bine. Și lăsați stresul, aplicați, da? Tehnica pe care am învățat-o în această seară, copacul fermecat, și haideți să vedem ce se întâmplă. Vă pup! Pa!